Ziua secundă a Raliului Iașului a adus două treceri pe celebra probă specială Dobrovăț în fața unui public numeros și într-o atmosferă de sărbătoare, etapa 6-a din CNR Betano fiind câștigată fără drept de apel de către Simone Tempestini și Sergiu Sebastian Itu, echipierii Napo Karale Academy impunându-se și în cadrul Power Stage-ului de la Ciurea și sărind la propriu cu un pas spre titlul național absolut. Cu echipierii Bogdan Marișca și Caroli Borbei încheie aventura moldavă pe poziția secundă, aceștia fiind și singurii ce au reușit să-i fură o probă învingătorului competiției, pe poziția 3-a revenind în formulă completă Sebastian Barbu și Bogdan Iancu, top 3-ul românând al modelelor Skoda Fabia Rally 2. După ultima probă de vis, Vali Porcișteanu și Dan Dobre reușesc să se impună în cadrul clasei RC2N, cei doi venind cu Mitsubishi Levo 9 pe poziția 5-a la general, Vlad Cosma și Florin Dorca fiind nevoiți să se mulțumească cu poziția secundă a clasei și un loc 7 în clasamentul open al competiției. Norbert și Francesca Maior forțează pe Power Stage și chiar dacă aveau un avans de doar o zecime înaintea probei finale, își mențin locul 6 la general și se impun la două roți motrice. Cristi Sugar și Vlad Colceriu încheind aventura moldavă cu un loc 2 în ierarhia modelelor cu tracțiune în față și în vârful 208R2K. La revenirea în campionat, Costi Tudose și Teodor Gabriel Găină se impun în cadrul clasei RC5, aceștia nefiind însă înscriși și în cadrul Clio Rally 5 Challenge, loc în care Sebastian Scârlet și Sebastian Itu rămân imbatabili după 6 etape disputate în CNR. Șerban Badea și Alina Bianca Pop trec cu bine peste linia de finish din Ciurea și se impun în ierarhia debutanților la bordul Peugeot-ului 208R2, în timp ce Paul Popa și Tudor Mârza au parte de o victorie clară în cadrul claselor RC5N și a cupei monomarcă Swift Cup. Cupa Dacia are parte de o zi finală dramatică, liderii contestabilei primei zile, Eliot Delcur și Matthew Copa, ieșind puternic în decor pe prima trecere a Dobrovățului, urmașii acestora din clasament Matei Ghiban și Raleș Petean, fiind la rândul lor scoși din joc în urma unei alte ieșiri în decor. Victoria merge astfel către Daniel Militon și Bogdan Giol, ce și-au menținut un ritm constant pe modelul autohton Sandero, în cadrul clasei 13 Attila Jack Siakab și Levente Mag, realizând un galop de sănătate și impunându-se, demonstrând că setarea potrivită a fost găsită la modelul Mini Cooperes. Dorin Banciu și Ioana Stan încheie cu bine aventura ieșeană și astfel se impun în cadrul clasei 11 cu superba Toyota Celica, liderii trofeului Rally Star de după prima zi, Emanuel și Denisa Resiga, fiind scoși din joc pe ultimii 10 km ai raliului de un pivot stânga față defect. Ghinionul unora înseamnă norocul altora și după o cursă remarcabilă, Adrian și Angela Tehe obțin prima victorie la general din carieră în trofeul Rally Start, câștigătorii clasei A1 fiind urmați în clasament de liderii clasei A2, Florian Nițuraj și Mihai Alexandru Popa. Cătălin Ienășel și Viorel Voinea, campionii în titră din Rally 2, completează podiumul Rally Startului Național, în cadrul categoriei SSV victoria fiind obținută de rapizii Adrian Baciu și Ciprian Solomon la revenirea la bordul Can-Amului Maverick. La general, Raliul Iașului 2023 este câștigat de către Simone Tempestini și Sergiu Sebastian Itu, cei doi fiind însoțiți de coechipierii Bogdan Marișca și Caroli Borbei, respectiv de către Sebastian Barbu și Bogdan Iancu. Din capitala Moldovei, CNR Betano va face trecerea către centrul Transilvaniei, Raliul Cujului urmând să ne readucă pe asfalt în weekendul 30 septembrie-1 octombrie. Ne revedem pe probe, pe curând!